pentru că tot vorbeați de dezbinare, am trăit la fel opinii în această pandemie, punându-se problema între alegerea dintre biserică și știință. Nu știu, oare lucrurile chiar sunt în opoziție, biserica și știința, sau se completează? Nici de cum. Nici de cum. Dacă ne gândim doar că primele școli, dacă ne gândim că marile universități ale apusului și în răsării s-a întâmplat același lucru. Cumva au fost încurajate, susținute și promovate de biserică. Cine vine cu, mai ales cu sintagme de ce nu crede și nu cerceta, sau mai știu eu, lucruri de astea în care părem așa un pic de oameni care ignoră, suntem niște ignoranțe științelor, indiferent de natura lor, suntem într-o situație destul de complicată, să nu o numesc altfel. Pe de altă parte, un om echilibrat, și am întâlnit, credeți-mă, și am avut și probleme personale de sănătate și am constatat cu mare bucurie medici cu o extraordinar de mare credință. Și de asemenea, preoți cu o cultură științifică impresionantă sunt, ceea ce înseamnă că ele coabitează, ceea ce înseamnă că și acolo unde lucrurile parcă nu bat unele cu altele, se instituie un dialog. Și acest dialog există nu doar la nivel universitar, adică la nivel înalt, academic, etc. Acest dialog trebuie să existe și la nivelul acesta mai mic, al credinciosului sau al preotului, în care oamenii nu trebuie să devină ei medici când nu sunt, sau nu trebuie să devenim, știu eu, altceva, sau profesor, uite, să devenim profesori, să ne instituim așa, când nu știm. Și științele și credința se presupun una pe cealaltă și învață una de la cealaltă. Adică științele, de exemplu, un om de știință care este și credincios, care este și smerit, care este și ascultător, care, a cărui curiozitate merge pe o cale din aceasta a descoperirii lucrării lui Dumnezeu în lume, cu siguranță va avea mari și mai ales cu grijă aceasta față de oameni. Pentru că se prea poate și științele, știm foarte bine ce s-a întâmplat, mai ales în secolul 20, ce se poate face, da, atunci când știința o ia, sau oamenii de știință, știu eu, se cred un fel de Dumnezei. Și același lucru se poate spune și în partea cealaltă. Adică nu trebuie să ne instituim în instanții din acestea în care să ne ignorăm unii pe alții și iarăși revin la această cultură a dialogului. Deci nici de cum credința și știința nu se exclud, ci dimpotrivă se presupun una pe cealaltă. Mai ales acum, în pandemie, au fost exemple extraordinare, adică nu știu câte situații se pot fi urmărite punctual în presă și nu numai la noi, și în Arhiepiscopia Târgoviște, dar și în eparhiile din țară și la nivel de patriarhie. Situații în care biserica, de exemplu, prin eforturile și prin sponsorizările pe care le-a făcut posibile, au utilat, de exemplu, saloane de spital, da. Echipamente medicale, au susținut lucrarea medicilor. Adică lucrurile astea nu pot fi ignorate. E clar că mesajul a fost unul de susținere a nu numai a științei ca ceva abstract, dar și a celor care, să spunem, sunt oameni de știință și care sunt specializați în diverse domenii, au fost sprijiniți întotdeauna. Uite, ne aflăm în fața unor camere, utilizăm telefoane mobile și așa mai departe. Nu putem fi ipocriți, să spunem acum, să ignorăm toate aceste lucruri. Lumea evoluează. Acum, felul, discernământul, că asta ar fi, cred că, un element esențial, discernământul acesta, care este un termen duhovnicesc, este o altă problemă la care trebuie să, sau de care trebuie să țină cont. Pe de o parte și oamenii care cred, pe de altă parte și oamenii care sunt atașați foarte mult de știință. Și se întâlnesc de foarte multe ori, credeți-mă.